Tinerii doresc să-i convingă pe cei de vârsta lor să devină voluntari, mai ales că astfel ar putea deveni cu adevărat utili societății. Voluntariatul este o parte foarte importantă din viața noastră, chiar dacă majoritatea tinerilor nu realizează încă acest lucru. Eu sunt voluntară a Centrului de Tineret ARX de în jur de 3 ani și consider că acest lucru a fost foarte benefic, în principal pentru mine însă și pentru comunitate, prin proiectele pe care le dezvoltăm și prin care încercăm să aducem la cunoștința cetățenilor orașului nostru. Ce mesaj vreți să transmiteți astăzi? Mesajul pe care vrem să-l transmitem este acela că voluntariatul este mai mult decât a-ți oferi timpul liber, este a oferi o parte din tine și din sufletul tău. Eu consider că acest model de abordare este unul foarte eficient, pentru că putem învăța de mici să fim voluntari. Bine, m-a determinat să vin dorința de a ajuta pe ceilalți. Când ai devenit un voluntar? De câteva luni, sunt membru nou. Sper să continui. Este o experiență nouă, înțeleg. Ce ai învățat în ultimele 3 luni? Am învățat să fiu mai bun cu alții, să-i ajut pe prieteni când am nevoie. Vrem să convingem cât mai mulți tineri să alăture voluntariatului. Vrem să le spunem exact ce înseamnă această noțiune de voluntariat, pentru că mulți dintre ei nu știu exact cu ce se ocupă și până la urmă îi ajutăm atât pe alții cât și pe noi și totul este un mod distractiv de a învăța practic. S-a schimbat ceva în viața ta, în personalitatea ta după ce ai devenit voluntar? Da, cred că am învățat mai multe lucruri și știu cum să privesc din mai multe puncte de vedere. Și cred că m-a ajutat și mă va ajuta în continuare. Asociația Română de Consiliere și Sprijin organizează astăzi un flash mob cu ocazia Săptămânii Europene a Tineretului pentru a conștientiza tinerii în legătură cu ceea ce înseamnă voluntariatul și cu... Cine participă la această acțiune? Tinerii din cadrul Centrului de Tineret ARX, Asociația Română de Consiliere și Sprijin. Câți tineri sunt? Sunt prezenți în jur de 10 tineri. Și am strâns și alți tineri de aici, de pe Crișan. Care este mesajul pe care vrei să-l transmiteți asupra cărui fapt doriți să atrageți atenția? Dorim să tragem atenția asupra faptului că tineretul nu mai știe cum să-și petreacă timpul liber și îi invităm la centru de tineret pentru a învăța cum să facă acest lucru. Cei 10 adolescenți implicați în activitățile de voluntariat au atras atenția asupra faptului că, în general, tinerii aleg să-și petreacă timpul liber într-un mod greșit.